Salutare, eu sunt Gixi și bine ați revenit într-un nou videoclip de Rocky League alături de Radu. Astăzi o să ne jucăm și o să și vorbim cu el pentru că era cazul, știi? Era cazul. Din păcate am luat un gol acum, dar asta este. Meci mai prost, da. Deci băieți, ca să înțelegeți, toate meciurile pe care le-am jucat astăzi de dimineață le-am câștigat. Acum este pe dos. Acum n-o să mai câștig nimic, așa-i? Băi, așa știa. Bă, cred că. Ia uite. Grand Champion. Superb. Deci uite, cum am început filmarea, e un paradox. E logic, nu? Eu și știam. În fine. Da. Dacă mă concentrez, e totul bine. Dacă nu mă concentrez, ai, n-am ce să fac. O să dea la fix gol. Ai, că n-a dat, e bine. Opa, o să dea... m-a bubuit, bă. S-a bubuit pe masă, băga mea și picioare. Suntem un pic cam family friendly azi, să zicem. Să sperăm. Puțin. Un pic, da, pe acolo. Prea mult strică. Da. Păi prea mult nu reflectă realitatea. Îți dai zeama. Hai că e bine că a dat. Mă așteptam să... De-a bară... Al meu m-a împins un pic, m-a dat la o parte un pic ca să nu mă bag. Înțelegi? Și a dat el gol. Nu-i problema de asta, dar dacă dădea bară, îi umpleam frigiderul. Pe scurt, înțelegi? E ok. Be careful. Be careful. Be careful. Hai că am dat gol la Megala 2-2, e superb. Cum ți-a părut aseară că am jucat cu tine 1-0? Pă, pentru faptul că e prima dată după nu știu cât timp, aici că chiar foarte bine. Mă bucur, salut. N-am putut să mai fac live, băieți, două zile la rând, pentru că au intervenit niște probleme tehnice și personale, ca să le iau așa. Și o să facem azi, dar s-ar putea să vedeți video în altă zi dacă nu postez în aceeași zi când fac live. Dar nu e asta problema. Problema e să fac live. Dar în fine. Nu știu, sunt tot felul de chestii pe care nu le înțeleg, înțelegi? Se întâmplă niște chestii pe care nu pot să le explic. În general, așa. Da, foarte frumos am dat, dar bine că a dat băiatul ăsta. De până și de stăpăr. A, cred că. Bineînțeles. Grey pass, bine, n-a fost o pasă inițial, a fost un șut pe poartă, dar a fost ratat. Dar nu se mai zice. Ok. Despre asta nu se vorbește? Nu se vorbește nimica. Din păcate, dacă vă întrebați de ce nu joacă Radu cu mine, este pentru că de-abia s-a reapucat de joc după vreo 4 ani de zile în care a făcut pauză și nu prea știe să mai joace așa inițial. Dar pe parcurs o să revină și o să fie forț, ești nebun. O să le instruiesc eu cât de bine știu eu, înțelegi? Chiar dacă n-arăt că știu foarte multe, știu foarte multe. Înțelegi? Dar o să fie pe punctul cel bun. O să se apuce și la YouTube în curând. Să fie forț. O să aveți canalul lui în descriere dacă cumva vreți să vedeți. Încă n-are videoclipuri postate, dar o să fie în curând. Ho, ce fake i-am dat lui ăla. Bă, băiatule, bă, i-am dat fake teribil, adică a crezut că o să vină. În fine. Hai că ne descurcăm. Paradoxul s-a învârtit și acum e ok. Acum nu mai e paradox. Să zicem. Doamnești? Doamnești, zic și eu. E gol? Bine, bă, băiatule, bă, nu mai zic nimic, e gol, gata. Da, 3 goluri. Frumos, elegant, cât de cât. Ce vorbești? Bat un Grand Champion? Să zicem că da. Ok.
Care ăsta o să fie titlu. Are... Be careful. Be careful-e. Nu știu, dacă când vorbesc cu cineva pe filmare, parcă sunt eu, nu știu. Așa singur zici că sunt un omuleț controlat de cineva, nu știu. Așa știam și eu, nu? E logic. Foarte logic. Nu știu, dar parcă mă simt rar cu meu, adică așa... Singur, nu știu. E ciudat, nu pot să-mi explic. E dorahat singur. Multe puncte. Bă... Da, dar nu în foarte multe cazuri. Adică să nu poate generalizăm. Că poate uneori e bine să fii singur, uneori nu. În momentele grele, depinde de situații, poți să fii singur și să te descurci. Da? În momentele cele mai grele în care nu poți să te descurci... E bine să ai pe cineva acolo, da. Mamă, uite, cu echipierul meu mi-a zis, bro, your shots are actually so accurate. Sunt foarte... zi să-i zic. Pro player. Da, cam așa. N-am putut să traduc că nu vine acum, nu, că n-aș ști engleză sau ceva. Jucător profesionist. Thank you, my brother. N-ai pentru ce? Da. Nu e ca și cum... Nu știu, uneori înțeleg engleza atât de bine că nu pot să o traduc, pentru că... Nu știu de ce. Uite română, da. Da, nu știu. E ca și cum aș fi stat 20 de ani, nu știu, în America, să zicem, și nu vin cuvintele. Gen. Nu știu cum să-ți explic, dacă are logică, cred că are logică. Are, că am pățit și eu doar. Da, cred că. O să dea Ryan asta. Hai că am dat, dă-te, bă, de aici. Aproape, bă. Eu cred că e de la... Monotonie asta. A, sau foame, da. Bă, foame cu monotonie. Ia un sneaker, nu ești tu când ți-e foame. A. N-aveam bus suficient, dar în fine. Aș mânca acum un lion din ăla. Oh, lion. Bă, bune. Mie ăla îmi place și mai mult. Bă, mie îmi place orice, nu sunt pretențios, adică... Toate-s bune, dar parcă lion nu are ceva mai distinct la el. Nu, eu mă refer de mâncare așa în general. Adică, da. De baton, de tot, adică nu e problemă. Asta n-am pretențios. Adică nu mi se bagă broccoli pe gât, Doamne ferește. Eu mănânc legume, mănânc orice, adică... Oricum, o să vină un pervers acum în comentarii și o să zic că chiar orice. Adică, a, probabil. Opa. Stai așa, băieți, că am avut o problemă tehnică, că ni s-a stins lumina a poarta raiului, adică... În fine. Au ieșit băieții. Mulțumesc, Tara, că mă afirmi. Mă susține, da, cred că... E goal-getter. Am intrat în al doilea meci. Mă jucăm cu un jucător din Grand Champion, ceea ce este super, super frumos. Mamă, cum s-a arătotit ăla. Be careful, că m-am pus la minge. Am câte winduri mai e nevoie până când dai rank? Nu știu, că acum sunt Champion 1, Divizia 2. Și cred că dacă îl câștig pe ăsta, am Divizia 2. 3, pardon, hai că s-a înțeles, în fine. Și trebuie până la divizia 4, după ce fac divizia 4, mai trebuie 2-3 winuri și fac champion 2. Ai înțeles tot, cred. Da, totuși nimic. Da, totuși nimic, așa. Așa ziceam și eu. Știam. O să dea pe perete, aproape pe perete. Dă-i tu? Aoleu. Be careful. Hai că mi-am luat boost. Opa. Dă-i. A, dat-o, mă, mâncați. N-am pus să dau. Bă, și azi a fost o zi, a început chiar lejer. Prin surprinderea mea. Pă, să nu de ochi, cum zic babele în autobuz. Cât de frumos ești. Pă, maică, să nu te dau ochi. Cred că, mamă, că l-o împingi, vezi că se joacă aici, forță, hai că nu mai ia. Respect. S-a potolit și tăruța mea, că tara mai latră așa din când în când, când aude vreo zgomot sau ceva, ea e pe felie, așa, adică,
nu se joacă nimeni pe teritoriul ei. Adică nu e problema de război. Clar. Adică... A, nu mai știam să dea. Am mai dat o dată, am mai nimerit o dată, bă. E bandit, bandit, cu B mare. Dacă ajung, hai că ajung. What are you doing, my friend? El e în... Băi, ăștia sunt în clanul Girl. Ok. Foarte, foarte inspirat nume de club. Girls Only Club. Foarte inspirat. Adică... Cred că... Eu cred că sunt fete, gen. Așa zic și eu. Nu știu ce să zic. Cioculeț te-ar contrazice. Bă, nu știu, e de-al lui, probabil. frumos, chiar frumos, talentat băiatul ăsta. Bine, nu degeaba e din Grand Champion, dar în fine. Talentat rău. Ok. E pe felie, nu? E pe felie, e felie. Cred că. Nu știu, uneori stau așa cu morcovul în fund când mă gândesc că eu când într-un match, știi că ți-am zis mai devreme că pun pauză să-mi caute match și după aia îți dai seama că dau drumul la filmare iar. Mereu mă gândesc, bă, oare am dat drumul la filmare? Chiar dacă am dat drumul la filmare și nu-mi dau seama. Da, știu, știu sentimentul ăla, e o paranoie așa. Da, mă ia tot felul de gânduri. Bă, oare am filmat că e un clip foarte bun? Că gen... Nu sunt obișnuit să mi se întâmple lucruri așa bune dintr-o dată, gen. Ca să-i zic așa. Da, ce-i cu așa se întâmplă, culme. Te lovește de nicăieri. Da. Și fix auzi când crezi că ai filmat și că e un clip, băi, bombă, tare. N-ai filmat. Băi, și te apucă draci, băi, te apucă înjuri, blestemi. Da, degeaba, frate, că oricât ai înjurat, n-aduci clipul înapoi și eu, mamă, eu fac black, backflip, hai că s-a vorbit. Faci blackflip. Da, blackflip, cred că. Avem aceleași puncte, dar eu am dat 3 goluri și el are, da, am înțeles. N-am înțeles că nu-i înțeles. S-a vorbit. Da. Cred că. Da, m-a tradus, adică m-a tradus. Aici. Be careful. Translator. Yes, of course. Opa, be careful că se întâmplă niște chestii care n-au sens, dar am ratat. Ah, de fapt nu ratasem, ghișea a apărat băiatul ăla. A barat lovitura, că el așa este învățat să pareze orice fată, ca să zic așa. Mom, what a save, my friend-o. Be careful. Ca să zic într-un mod elevat, adică mă așteptam să vină pe aici. Oh, frumos. Bă, acum sunteți dovada că orice este posibil, două win-uri consecutive, adică nu știu ce să mai zic, adică sunt uimit până la lacrimi. Adică și foarte frumos că nu m-a provat divizia 3, că de ce să mă proveze, dar în fine. Da, fraților, cam atât pentru acest episod, dar înainte să încheiem episodul, o să deschidem și noi chestiile astea, o să dăm claim la level-urile astea, că avem foarte multe, pe care nu le-am deschis. Ia uite, am făcut aici X-Men 97, colaborare mare, avem și un crate ăsta, și s-a schimbat textura, când, pe vremea mea când era pe Steam, nu era chiar așa, dar... E ok. Mai avem și pe aici, mai avem și pe aici. Mamă, ești nebun, am făcut o grămadă de levele. Chiar că mai avem undeva și n-am văzut eu. Opa, be careful. Am făcut foarte multe levele. Aut, 94 și nu știu la ce tier eram, dar în fine. Dacă ne ducem aici la garaj și la inventorii, o să avem o grămadă de d-astea. 16 special drop. O să mai aștept să fac 100 măcar și o să deschid într-un episod special. Crate-ul ăsta las până la urmă, că poți să-l repeți și poți să-l faci de nu știu câte ori vrei tu. Adică uite, de 5 ori, 5 din 5. E ok.
Cam atât pentru acest episod. Eu am fost Jixi, el a fost Radu și noi să ne auzim data viitoare într-un nou videoclip. Pa, pa!